Yo, ce fac băieții și bine ați venit la probabil cel mai bombă vlog de pe canal de până acum. Suntem la München, Euro 2024, România debutează astăzi și hai să fim optimiști. Hai să credem într-o victorie, nu m-aș supăra niciun egal. Și acum dau și pronosticul meu, care este unul total nebun. Îl repet pentru a mia oară, pentru că am mai vorbit cu prietenii aici. 3-2 pentru România. Gata, m-am hotărât pe 1 și sper din tot sufletul să văd așa un român care se remarcă. Poate Mihăilă intră minutul 40-45 și vine așa cu o dopietă. Hai să zicem o dopietă din partea lui. Voi nu uitați să apăsați butonul de like, vă pup o viță pe toți și hai tată să înceapă nebunia. Am ajuns în Marien Plaz, locul de întâlnire al suporterilor români și hai să vă arăt ce nebunie e aici. S-a întâmplat tocmai când filmeze să fie primul moment de liniște. Până acum a fost nebunie. Ia uite, aia. România! Nu te sfii, Neo, dă-ne un pronostic repede. 1-1. 1-1, gol de la noi cine marchează? Ianis. Alex, pronostic. Pronostic, hai să fim optimiști, 2-1. 2-1 pentru noi? Da. Golurile, cine ne marchează? Golurile. Unul de Coman. Și al doilea? Și al doilea, cred că e Drăgușin. Drăgușin cu capul, din corner, așa să fie. Corner, da, cu capul. Prediction for the game, let's go. 2-1, I think. 2-1 for Romania? Yes. Okay, you're German, right? Yes. German, but today he's half Romanian. România, România, ore, ore. România, ore, ore, ore. România, România. La metro mai avem 2 ore până la meci. E o atmosferă minunată. Sunt și ucraineni lângă noi, români aici. Îmi place foarte mult că nu există certuri, este scandal, fiecare se ține echipa. Unii cât dă cu România, alții cu Ucraina, respect! Uite nebunie, tată! La meci mai avem o oră jumătate, este arhi plin aici! A fost drumul lung până la stadion, dar uite mă ce frumusețe! Băieții stau la bere acolo. Am ajuns și la stadion, dragilor! Ia uite-am! Un stadion plin de români așteaptă victoria voastră. Hai băieții mei, hai de tată, hai! Echipa României! Deci acolo, dacă vă uitați pe ecran sus, este de la cabină. Ucrainienii și vin și ai noștri, tati. Haide, tati! O minunăție, ceremonie, absolut fabuloasă. Hai, băieții noștri, haide, tati, hai! Haide, tati!
hai! Un stadion întreg aici, 80% români. Uite-i că vin. Ăștia-s băieții noștri, mă. Bun răi cum sunteți, stai noștri, mă. Ei au muncit să ajungă până aici. Stai noștri, tată, hai! Ne pregătim de imi la meciul de debut la Euro 2024. O minunăție de festivitate de la început. Haide, tată, ia! Nauca de române, din sodul cel de bătată, să ești înțeantă soată, la care să se închine și cruzită. Lovitură de început pentru Ucraina și se anunță un meci care pe care. Bravo, bă, bravo, bă, bravo. Hai, băieți, hai. Nu ne-a ducat minte ultima dată, am avut emoția de mult. Poate că a trecut și mult timp, 8 ani de zile de la meciul cu Franța de la debut. Roșu la poartă tot. Haide, tata, hai. Bineniță, haide, tata, hai, așa, bă. Ole, ole. Seama că este de hype, mie mi s-a părut asta prima ocazie de gol. A fost o pasă în careu, inteligentă, din păcate n-a ajuns al nostru la ea. Pericol, mare pericol. Bravo, tata, bravo. Hai, man, frumos, haide, haide, man, hai, man, și tu. Noi, 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 noi. Haide! Lasă-l, lasă-l, totul, hai! Primul șut pe poarte al nostru, al românilor. Hai, băieți, că se poate. Hai, Rațiu, hai, tata, hai. Bravo, foarte bine. Du-te, 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 mă. Du-te, mă. Îmi blânzesc mingea, mă, ucrainienii. Sunt foarte bun, trebuie să recunoaștem asta. N-are nimic, hai, băieți, hai. Bravo, Rațiu, bravo, Rațiu, bravo! E o dă bună, e o dă bună, haide! Hai, drăguț, hai, drăguț! Haide, tata, hai! Și înapoi! Haide! Haide, mă, haide, mă! Haide, mă! Bravo, mă, bravo, haide! Drăgușin, drăgușin, hai cu capul, drăgușin, haide, tata! Hai, băieții! Hai, drăgușin, hai! Primul corner al nostru partidul ăsta, minutul 28. Hai, de când se poate. Hai, băieți! Hai! Ce tare bun! Tot la noi, tot la noi, tot la noi, tot la noi! Calm, bine, Bancone! Așa, tata, calm! Bravo, ascultă-o voastră!
Am îmbătrânit 2 ani în repriza asta. Nu mai întreb, ești o repriza a doua. Nu mai întreb, nu mai întreb. Sus! Hai, Denis, hai, tata, hai! Mă omoară. E corner. Aproape de 2-0 România. Ole, ole, ole! România! Minutul de gol. Minutul 39. Micușor Stanciu, mai Stanciu. Vrea pe poartă! Oh! Nu se poate! Poate să prelungită ucrainienii. Țin de minge foarte bine. Noi am cedat inteligent posesul. Hai că se poate. Fără greșeli în apărare, fără greșeli. Ne dublăm bine și fără greșeli. Eu pasă e un pic cam lungă, bine bă! Un out pentru România aici ca un gol. Cam asta e sentimentul la Euro. Bine, bă! Bine, Burcă! Uite-mă! Stai noștri, mă! Uite-mă! Așa, asta vreau să vom, A început repriza a doua. Unde mai liniștit puțin. Dar cu siguranță spike-uri mari de adrenalină în această a doua repriză. E 1-0, minutul 47. Intră bine Modric acolo. Bine, Drăgu, bravo tata, bravo. Girați-i. Haide. Urmează o repriză secundă. La fel de încărcată emoțional. Stăm în așteptare, avem 1-0. Urmează o repriză care pe care. Haide, da. Hai Radu! Strânge acolo, strânge! Bine, Drăguși! Noi! Uf. Când ești suporter așa, mereu vezi toate fazele pentru tine. Hai noi! E a noastră? Bine, mă, ea noastră, hai băieți! România! România! Goleu, mă! E grea asta, e foarte grea. E foarte grea, hai că am scăpat, hai! Ieși acolo, hai să scăpăm de asta, Modric! Bine, Modric! Bravo, băieți, așa ne apărăm, tata! Cum tot e, mă? Vezi și ca poveste, când ești suporte, se pare că toate sunt ale tale, dar nu sunt ale tale. Haide, tata, du-te! Pasă! Haide, tata, hai! Acum!
Uniți-vă cu noi! Ole, ole, ole! Trei la n-ar fi crezut. Rodar, România, la Euro. Trei bobițe, trei, 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 trei! Împotriva tuturor pronosticurilor, străinii ne dădeau și avem cel mai slab lot valoric de la Euro. Dar nu asta joacă aici, doar că sufletul, joacă inima. Și noi suntem puternici. Ce băieți, să scăpăm de asta, e 3-0. Dumnezeu, noi bă, noi bă, noi! Noi bă! Astăzi suntem puternici, mă, astăzi câștigăm tot, mă, astăzi nimic nu ne oprește. Haide, tata, haide, tata, hai! Stanciu! 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 Oh, a cercat-o pe poarta, mă, Golanu, hai! Hai înapoi, hai înapoi, băieți, hai! Volta acolo, nu? Prea ușor acordat, prea ușor. Hai, Denisa, hai să scăpăm de asta, Nata. Minutul. E 70. Hai să scăpăm de asta. Scăpăm de asta, suntem mari. Avem 3 goluri avans. Haide, tata, haide. Hai, băieții mei, hai. Doamne, bine, am scăpat, am scăpat. Hai, Mihailă! Haide! Bravo, du-te de la cușin! Te luptă, bă, drăgușin, bă! Ce spini, mă! Hai, băieții mei, hai! Orice metru contează, orice gol contează. Hai să fim atenți acolo. Bine! Vă spun pentru a mia oară, hai să mai scăpăm și de asta, tata, hai că se poate, băieții mei, om la om! Bine, Nică! Bine, tata! Bă, ne-au făcut băieții de astăzi, mulțumim! Și cruzii tăi dușman, și cruzii tăi dușman. Tati, și-am câștigat pentru toate ghinioarele pe care l-a avut în viață. Astăzi, Nicușor Stanciu, Nicolae Stanciu, a fost capitanul nostru și ne-a purtat către acest 3-0 cu Ucraina. Bine, bă! Hei, cine sare România? Hei, hei, cine sare România? Hei, hei, cine sare România? Hei, hei! Atent, 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 Dumnezeule! Cum a trecut asta, partid transversală, dar astăzi Dumnezeu este român, 3-0. Ai România de legul! Nu a ieșit nimic la ucrainieni și ne apropiem de fluierul final. Cea mai mare victorie la echipei naționale, la un campionat european. Suntem aproape de un 3-0 contra unei echipe mult mai bine titrate decât noi, din punct de vedere al valorii lotului financiare. Dar nu joacă lotul, bă! Joacă sufletul și astăzi românii ne apropiem. Încă puțin, încă puțin, încă puțin, încă puțin, hai da! Câteva secunde rămas. Haide, hai! Atenți, atenți, suntem atenți, suntem atenți, suntem atenți!
recuperi fiecare centimetru pătrat, haide! Bravo, bravo, bravo! Bine, bine, Niță, bine, Niță, ia, da! Așa, așa, bravo! Haide, tata, hai! Noi, e mingea noastră. Plec final, mă, 3-0! Bine, bă! The final score is 3-0 for Romania! Sărbătoare, se mândri de voi și ne vede la meci sărbătoare. Hai România!